Eu mai întâi, în primul rând, am vrea să vă liniștesc, am înțeles că asta este una dintre ultimele sesiuni, așa încât putem să stăm și două ore aici. Nu, da. Asuna dintre ultimele. Da. În al doilea rând, aș vrea ca să pornesc de la ce a spus Liviu înainte, că matematica este în esență, esența frumusețea lumii, este chiar esența frumuseții lumii. Fizica este forma sub care această frumusețe ne apare nouă. Și fizica, într-adevăr, se folosește de spectaculozitate. Oamenii sunt atrași de fizică pentru că fenomenele naturale sunt spectaculoase, ne apar sub o formă spectaculoasă și atunci, într-adevăr, e mai ușor să ajungi la fizică decât imediat la matematică. Iar Jim Bagot, în cartea lui, se folosește de lucrul ăsta. Cartea este scrisă într-un stil cinematografic. Dacă citești cartea, îți imaginezi filmul, îți imaginezi documentarul. Are o poveste foarte frumoasă, de exemplu, despre cum a apărut Luna. Citind, îți imaginezi planeta Pământ în perioada de formare. Povestește foarte frumos cum fierul, pe vremea aceea, cu Pământul era foarte fierbinte, fierul se topea și pica încetul cu încetul spre centrul planetei Pământ. Din cauza asta, Pământul are acum fier în mijlocul planetei, pentru că el atunci picura către centrul Pământului. Povestește cum lângă Pământ se găsea o altă planetă mai mică, se numea Theia, care la un moment dat se ciocnește de Pământ, scoate stratul extern și din stratul extern se formează Luna. Iar Luna are mai puțin fier. De ce? Pentru că acel strat extern deja pierduse fier. O imagine cinematografică. E foarte interesant pentru că are ambiția să reconstruiască istoria universului nostru, deci origini, are o parte, prima parte e de fizică, de care vorbesc eu, și a doua parte e de biologie, de care va vorbi viitorul. De la început, de la Big Bang, și să-și imagineze fiecare moment, deci nu numai momentul de Big Bang, dar și momentul de formare a primelor stele, de formarea supernovelor. Eu am aflat cu surprindere, de exemplu, că steaua noastră nu face parte din a doua generație de supernovă, așa cum credeam eu, ci din a treia generație. Au existat supernove la începutul Universului, care au explodat, au trăit doar 10 milioane de ani, au format material. După care, a mai existat niște supernove din acele resturi, s-au format, a explodat și a format un nor, o nebuloasă, iar din acea nebuloasă s-a format a treia stea, care este Soarele, cu planetele din jur. Și Jim Bagot descoperă, spre surprinderea lui, că această nebuloasă nu are niciun fel de nume. Și îi dă un nume în carte, spune, domnule, hai să o botezăm Neith, care este mama zeiței Ra, deci zeița Egiptului. Poate că Jim Bagot pentru asta o să rămână celebrul în fizică, că a dat numele norului nebuloasei din care s-a format Soarele. Deci are aceste lucruri. Plus că Jim Bagot mai face o chestie. Ca să înțeleagă ce se întâmplă, la un moment dat face apel de fizică. Citind această carte, veți învăța și fizică. Pentru că omul este pus în fața faptului. Să luăm nucleosinteza. Cum se formează nucleele? Bun, avem un nucleu de hidrogen. Avem un nucleu de heliu, dar avem și un nucleu de litiu. Cum se formează unul din celălalt? Și atunci este obligat să explice procese de fizică nucleară. Trebuie să explice puțin din teoria cuantică a câmpului, puțin din mecanică cuantică și în felul ăsta, citind și urmărit acest documentar al evoluției, apariției Universului, apariției Pământului, al stelelor, înveți fizică, fără să vrei. Și ultimul lucru pe care aș vrea să adaug este că nu se lasă și se oprește la ceea ce se știe, ci se uită la ultimele rezultate din știința modernă. Iar unul dintre lucruri este un anume asteroid care s-a apropiat de Pământ și a fost investigat de o sondă care se numește Rosetta. Asta se întâmplă acum 4 ani. Un rezultat foarte recent. Și cercetătorii au fost foarte interesați să vadă ce se găsește pe acel asteroid, pentru că se presupunea că la începutul Pământului el a fost bombardat cu asteroizi, asteroizii aveau apă și acei asteroizi au adus apă pe Pământ. Și spune, ok, vom găsi noi sau nu apă pe acel asteroid investigat de Rosetta. Și cum poți să afli dacă este apă, renunci acolo. Bun, au descoperit niște molecule de apă, numai că nu s-a oprit la asta, ne spune Jim Bagot. I-a investigat caracterul izotopic al acelei ape. Și au aflat prin surprindere că acea apă de pe asteroidul respectiv avea un caracter izotopic diferit de cel de pe Pământ. Deci acel asteroid nu putea să aducă apă pe Pământ. Merge mai departe cu ideea și spune de ce. Pentru că vine dincolo de centura Kepler a asteroizilor. Deci, vezi, efectiv, ajungi până la fizica recentă. Din cauza asta mi s-a părut mie personal, ca fizician, mi s-a părut fascinant să o citesc, pentru că am aflat lucruri despre fizică,
am aflat lucruri despre Unifest, am aflat lucruri noi și peste toate am trăit o poveste și mi-a făcut plăcere să o citesc. Vă rog să citesc. Și acum o să trec la partea a doua, care este originea noastră, partea de repoziție.